La ora actuală, avem o nouă lege, dar nu lege, dar un nou sistem al Procuraturii, unde fiecare procuror este independent să-și instrumenteze cazul cum consideră el. Nu-l mai sună nimeni, nici procurorul general, nici procurorul ierarhic superior nu are dreptul să intervină nemejlocit în dosar penal. Ba mai mult că atât, procurorul își formează echipa nemejlocit și din, din investigatori. Înainte, nu putea procurorul să solicite de la Ministerul de Interne sau de la CNA sau din altă parte experții cu care vrea să lucreze pentru a instrumenta un caz. Procuraturile de specialitate, Procuratura Anticorupție, Procuratura uh, pentru Crimele Organizate și Spălarea Banelor, toate acestea s-au realizat, dar încă mai avem multe de făcut. Dar la ora actuală nici Procurorul General nu mai este numit de Parlament. Nu mai discutăm în Parlament Cine o are propune procurorul general? Credeți că asta îl nemulțumește pe președintele Republicii Moldova? Îl lăsăm care puțin, îl lăsăm puțin a, pe, pe, președinte. Contează foarte... M-ați întrebat în privința rezultatelor. Procurorul general trebuia să fie numit de Parlament, potrivit sistemului vechi, la propunerea speakerului. Întrebarea este, dar speakerul de unde să-l iei? Îl lua din pot sau discuta cu fracțiunile parlamentare? Nu era până la urmă tot o înțelegere între fracțiuni cumva unde trebuia să fie o anumit aranjament, probabil. Eu nu știu, eu n-am fost atunci. Speaker, că a fost atunci, numiți. La ora actuală, Procurorul General a trecut printr-o printr -o perioadă și printr-o procedură de selectare. Profilul lui ca și candidat este prevăzut de lege. Cine la lege este un organ în care face parte și societatea civilă. Numirea lui, în final, doar prin decretul președintelui, a fost doar o formalitate.